Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 5 iulie, caracterul tău reprezintă un contrast rar între natura emoțională și sensibilă a semnului zodiacal rac și inteligența exactă a cifrei zilei de naștere. Poți fi rațională și obiectivă și apoi te transformi într-o fire închisă și imprevizibilă. Nevoia de libertate personală este caracteristica ta distinctivă, dar nu-ți plac necazurile și certurile și, prin urmare îți păstrezi planurile până când ești gata să le în realitate. Apoi, dacă cineva încearcă să te oprească, va fi prea târziu să mai facă ceva. În viața ta este rară ori un loc pentru plictisală, deoarece energia lui Mercur sare de la un obiect la altul, explorându-l, încercându și grăbindu-te mai departe. Tu iubești viața în toată diversitatea ei, iubești oamenii neobișnuiți și excentrici, ești cu adevărat interesată de fenomene extraordinare, obiecte, combinații de culori, fiind în mișcare constantă, fie în sens fizic sau intelectual, cucerești cu succes inimile celorlalți, îți place să-i amuzi pe alții, dar nu poți fi clasificată ca o persoană pe care poți să te bazezi în orice moment. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, spirituală, predispusă la reacționa la agenți externi, mister, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, Ești neobosită, n -ați dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari, Planeta ta în exil este Saturn, lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere, ești uimitor de energică, distractivă și dependentă. Te distingi din mulțime cu interesul tău în tot ceea ce te înconjoară, dragostea ta pentru viață, opiniile optimiste. Ești iubită de oamenii din jurul tău, dar vei respecta în primul rând propriile tale interese. Nu în toate situațiile poate avea cineva încredere în tine, și nu trebuie să se bazeze complet pe tine. Dincolo de aceasta nu este răutatea caracterului, ci doar unele trăsături egoiste. Deți iarta convingerii și poți face pe alții să-și schimbe complet punctul de vedere. Pentru crizele de vârstă, pe parcursul anilor de adolescență, la vârsta de 30 de ani, ai nevoie urgente de propriul tău guru, care te va îndruma pe calea cea dreaptă, un conducător spiritual. În timpul perioadelor de criză începe etapele importante de formare a personalității tale tu nu numai că te bucuri de oportunitățile oferite de viață, ci le și cauți. Ești un virtuos în arta convingerii, dar nu ar trebui să folosești acest talent în diferite feluri de manipulări și mașinațiuni. Personalitate carismatică și puternică, deși nu întotdeauna echilibrată și prudentă, îi molipsești pe alții cu entuziasmul tău cea mai importantă prioritate pentru tine poate fi căutarea unui partener sau a unei întreprinderi de încredere, care ar servi drept ancoră pentru nouă puternică energie tale. Un astfel de moment vine la vârstă de aproximativ 28-30 de ani, la prima întoarcere a lui Saturn, sau chiar la începutul celei de-a șasea decade de viață, criza din mijlocul vieții. Cea mai dificilă perioadă din viața ta este adolescența. Se caracterizează prin relații complexe cu colegii și bătrânii, o schimbare haotică a intereselor, un comportament violent în cadrul școlii, o reticență de a urma o rutină stabilită. În plus, în acest moment, viața interioară legată de vise și fantezii este extrem de activă. Dacă este posibil, trebuie luată în serios deoarece ideile timpuri ale binelui și răului formează treptat baza succeselor și înfrângerilor din această perioadă. Dacă reușești să-ți transformi fanteziile în realitate, se presupune că ai evoluat complet ca individ. În caz contrar, vei continua să existi în lumea propriilor tale iluzii, devenind ridicolă altora. Chiar dacă așa cum spui tu, lucrezi neobosită la birou, sau, în orice caz, ești angajată în serviciu pe întreaga zi lucrătoare, reușești să te exprimi creativ în puținele ore rămase libere. Cu toate acestea, dacă faci aceste lucruri în detrimentul creșterii copilului sau a problemelor interne, pot apărea probleme. Pentru a le evita, trebuie să implici pe cei dragi din hobby tău, de exemplu, să faci grădinărit, îmbunătățirea casei etc. Ar trebui să creezi o atmosferă în casă astfel încât cei care sunt aproape de tine să se simtă confortabil. Sarcinata principală este stabilizarea și nu risipirea energiei tale irepetabile. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, prudentă, romantică. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate sau din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 5 iulie soarta ta? Te așteaptă o viață strălucitoare și bogată, plină de multe evenimente interesante și neobișnuite. În cazul în care uneori problemele te vor umbri, Vei găsi întotdeauna puterea de a face fața acestora, deoarece ți s-a dat un caracter foarte puternic prin natură, ai forța voinței, perseverența și abilitatea de a lucra neobosit, ceea ce îți permite să realizezi ceea ce aspiri. În primii 30 de ani vieții tale, te poți lupta cu dificultăți și îți afirmi dreptul la fericire, dar această luptă nu te distruge, ci din potrivă te face mai puternică și mai perfectă, răsplătindu-te în cele din urmă cu tot felul de beneficii de viață și împlinirea oricăror dorințe. Poate că de aceea iubești atât de mult viața, trăind-o într-o varietate de manifestări. Ești atrasă de oamenii extraordinari și excentrici, obiecte neobișnuite, fenomene și combinații de culori. Ai energie extraordinară și forță interioară, dar și o dispoziție veselă și o gândire originală, de aceea ești în mișcare constantă și câștigi cu ușurință simpatia altora. Cu toate acestea, cei care sunt apropiați de tine nu ar trebui să se bazeze pe faptul că vor găsi în tine un prieten adevărat, pentru că, în primul rând, nu ești capabilă să te ocupi prea mult de un lucru și, în al doilea rând, există doar propriile tale interese ești influențată de constelația RAC, care te-a înzestrat cu arta persoasiunii de neegalat, ajutându-te să izbutești în orice dispută. Dar trebuie să înțelegi că nu ar trebui să folosești această abilitate pentru a manipula oamenii, și cu atât mai mult, să pui în aplicare un fel de fraudă. Trebuie ca talentul dată de natură să fie folosită numai pentru bine. Fiind o femeie puternică și carismatică, Deși adesea dezechilibrată și nu întotdeauna sensibilă, ești capabilă să infectezi pe toți cei din apropiere cu entuziasmul tău. Este foarte important să-ți găsești un partener care să devină pentru tine un mentor înțelept, capabil să-ți orienteze corect calea vieții și să-ți orienteze energia în direcția corectă. Un astfel de parteneriat fiabil este deosebit de important în perioadele așa numitor vârste dificile deoarece tolerezi foarte dureros orice puncte de cotitură din viața ta. În acest sens, adolescența este cea mai dificilă pentru tine, pentru că această perioadă se caracterizează prin relații complexe cu colegii și cu interese mai vechi, ești în continuă schimbare, dar și refuzul de a te supune la orice rutină. La această vârstă este foarte important să-ți fi format ideile corecte despre ceea ce este bun și ce este rău și să poți transforma visele și fanteziile tinereții în realitate, altfel va fi foarte dificil pentru tine să ieși din propriile tale iluzii. În general, ai timp să faci mult în viața ta, să te realizezi într-o profesie, să creezi o familie bună, găsind timp pentru hobby-urile tale. Dar principalul lucru pentru tine este realizarea că ai nevoie de cineva în această viață. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești un idealist romantic, flămândă pentru o poveste de poveste. Dacă tu crezi că ai găsit eroul tău, atunci vei face totul pentru ca relația ta să coincide cu visul tău de dragoste perfectă. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul, și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. La lucru, ai putea la început să nu ocupi poziții înalte, dar aproape invariabil să profiți de conducerea informală. În același timp, ești atât de energică încât îndeplinești perfect sarcinile tale oficiale și devii un organizator al colegilor în timpul orelor de lucru. Tu poți conduce și încerci să direcționezi energia în direcție cea bună. Adesea, acest lucru distrage atenția ta de la familie și trebuie să-ți folosești darul persoasimunii, sănătate și boli. Problema ta devine puizarea nervoasă și incapacitatea de a te relaxa suficient pentru a te odihni poți dezvolta un tic muscular al feței, o atenție deosebită trebuie acordată picioarelor, există un pericol de rănire. Cu toate acestea, ai capacitatea de a te recupera rapid, ceea ce îți permite să faci față oricărei boli. Ai gusturi ciudate la mâncare. Această carne, cealaltă e o travă, se aplică pe deplinție. Din acest motiv, nu este necesar să fii împiedicată să te exprimi în gătit și să alegi feluri de mâncare. Cu toate acestea, ar trebui să iei în considerare dorința ta pentru tot ce este neobișnuit și neconvențional. Gusturile exotice nu sunt interzise, cu excepția cazului în care subminează echilibrul psihologic. Este de preferat să practici portul activ și competiția în echipă. Destinul și norocul. Este o femeie impresionantă controversată. Ai o voință puternică, încăpățânare, ambiție. În copilărie și adolescență eziți, dar, după maturizare, câștige duritate. Mergând spre obiectivul tău în mod intenționat, uneori te dai peste cap, nu ești foarte pretențioasă în privința mijloacelor de a-ți atinge scopul. În viața personală vor exista probleme, mai multe căsătorii sunt posibile. Din punct de vedere material, ai succes, dar trebuie să înveți cum să-ți economisești câștigurile. Sfaturi pentru tine. Sfatul principal, în rezolvarea problemelor globale, nu uita de problemele presante care necesită o soluție importantă, lasă emoțiile să refuleze, nu le ține în tine, dar nu jigni pe alții, fii atentă cu alimentele neobișnuite încearcă să-ți împărtășești imaginația, împărtășind-o celorlalți. Vei reuși să luminezi viețile celor dragi și prietenilor. În cazul în care nu ești apreciată, nu intra în depresie. Mai încearcă. Fii grijulie cu sarcinile zilnice ce ți solicită atenția. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald, în ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil, apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul, împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite. Tablăuri, rame, antichități, cadou în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic, de exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, Haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat, lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scum franțuzesc ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.